Hai, vă salut! Bună dimineața! Iată, în spate se vede iarba verde de acasă, stau România, nu mă lasă. În acest material voi vorbi și voi dezbate pentru a treia oară problema cu Diana Șoșoac, doamna senator, deputat, avocat, etc. și alte farfurii zburătoare Diana Șoșoac. Și mă refer în special la cazul cu acei jurnaliști. Păi să-ți fie rușine, Diana Șoșoac, da? M-am uitat și eu mai bine pe la știri, în timp ce făceam ceva de mâncare. Și am auzit cam cum s-a întâmplat, da? Și încă o dată e părerea mea și na, totul am luat din presă și bănuiesc că totuși presa prezintă cât de cât cazul ăsta l-a prezentat, hai să zic, în 80% pe bune și real, cam cum s-a întâmplat. Deci mai pe scurt așa, să nu mă lungesc prea mult, ca în materialul anterior. Un exercițiu de imaginație, să presupunem că eu sunt cel mai mare și singurul și cel mai tare crescător de crocodili alsacieni cu penaj viu colorat din Lecliu Gar. Și vii tu care te uiți la mine, vii să-mi iei mie un interviu. Da? Vii la ușă, la poartă, unde e, la trăcânile, vină cu aia, mă, cine-i pe acolo și vii, domne, eu sunt reporterul cu tare, vreau să-ți iau un interviu. Foarte bine, poftim. Da? Te bag în casă, în proprietatea mea, da? pe proprietatea mea, privată, aia o să vedeți unde vreau să ajung, așa, stabilim niște termeni și după aceea să spunem că reporterul respectiv poate face un gest sau pune o întrebare care mă deranjează. Da? Eu ce fac? Mă ridic sau în fine, poate stau în picioare sau în spagat și spun așa, bă, ieși afară din proprietate, ieși afară de la domiciliul meu sau din proprietatea mea. Da? Dar prima dată șterge, că am înțeles că s-a filmat pe acolo, pe la dumneai pe birou. Șterge alea. Oamenii au șters filmările și așa mai departe și după aceea, da? tu când vrei să ieși din proprietate, eu o să zic că sunt la bloc, stau în vilă. Îți închid ușa și zic stai așa puțin, că dacă mi-ai furat-o mie ceva sau nu știu, și sun la poliție. Vine poliția, asta ca să aveți o imagine de ansamblu, vine poliția. Și după aia tot eu sunt indignat că cine sunt ăștia că mi-au pătruns prin infracție în domiciliu, nu știu ce, că viol de proprietate și așa mai departe. Da? Asta nu-i nimic. Dar am văzut-o pe Diana Șoșoacă ieri în Parlament, au dat ăștia la știri. Parcă era, în fine, după aia a venit în Parlament, unde era cu primul ministru în spate acolo, cocoțat și el a sus. Primul ministru stă în spate la... E tribuna și în spate acolo stă primul ministru. Așa, generalul Ciucă, așa, și a venit femeia să pizică lui Ciucă, cu aia dă-ți demisia, că ești un nenorocit, că ia uite-te, că nu se respectă dreptul de proprietate în România, să fie rușine, haina militară, nu știu ce tra. Deci la, vezi, doamne, cerea omului demisia, precum că el era de vină. În fine, omul a și intervenit, din câte am înțeles, în conflict. Deci... Bă, nene, femeia asta, eu prima dată când am văzut-o, vă spun din start, eu am zis la cineva, bă, e nebună, părerea mea, da? Zic, după felul cum vorbește, felul cum se adresează, inflexiunile vocale, limbajul non-verbal, da? Grimasele pe care le face, da? Zic, bă, femeia e nebună. În fine, ea s-a lansat prima dată cu antivaccin, antipandemie sau antirestricții, ceva de genul ăsta. Da? Adică, totuși, hai să o luăm logic. Femeia e de profesie avocat, da? Bă, avocat. Păi când ți-a venit aia italiancă aia la ușă și cu brigada, deci am înțeles că a fost un ăsta, cameraman, un translator, da, de origine română, o femeie, și italiancă, reporterul respectiv, doamna aia din Italia, uite cum o cheamă, în fine, care e un reporter faimos acolo, da? Și a venit la tine la ușă. Și bănuiesc că tu ai întrebat-o. Bă, dar stai puțin, arată-mi și mie o insignă. Stai să văd dacă ești reporter, poate sunteți dracu, vreți să mă, nu? Să mă mierliți aici. Bănuiesc că ia, uite, domne, suntem de la Rai 1, Rai 2, Rai 2, Rai 3, sau cum să zice, așa, și vrem să-ți facem, ok, au stat oamenii la masă, nu știu ce, pac, pac, într-adevăr, cameramanul a filmat puțin birou cu o chestie, cu nu știu ce, și după aceea ce a deranjat-o, din câte am auzit și eu de la știri, faptul că
i-ar fi zis italianca asta să, băi, nu mai vorbim românește. Cam asta. Și asta s-a agitat repede, a intrat în atac de panică și de aici a plecat scandalul. Da? Păi acum mă întreb și eu, păi tu care ești, sau eu, dacă eu sunt avocat de profesie și mai ales ca să fii avocat, eu am fost și eu student la drept, doar am demonstrat că se intră la facultate, n-am terminat dreptul, doar stângul. Așa. Păi, în primul rând, ca avocat sau ca jurist, da, meseria asta, în primul rând, este o artă, da, și implică mai multe, nu doar disciplina asta juridică, da, drept constituțional, civil, etc. și alte care sunt cod de procedură, etc. și așa mai departe, da? Deci tu trebuie să fii și un fin psiholog, trebuie să ai o, chiar dacă sunt multe, și eu mă enervez, da, da? Toți ne enervăm. Dar avem stăpânire de sine. Poate ăla e nebun, poate ăla e tâmpit, poate ăla, știi? Datele probleme se pot schimba foarte repede. Dar nu trebuie să ai astfel de apucături, da? Astfel de manifestări. Auzi, o închide pe aia, stai că sună la pulpe. Păi da, e sechestru. Mai ales că tu ai filmat-o când a început scandalul, a început să filmeze. Păi adică aia aveai fața, ălea, eu pun pariu că asta a văzut dinainte, dacă n-a venit poliția și cu camerele și când a început să filmeze. Dar cine ești tu? Arată-mi insigna. Păi tu, mă, tu ca avocat îl bași pe ăla în casă fără să-i ceri insigna. Prima dată vezi, stai, mă, puțin, ești la poliție, hau. Sau ești de la, de unde ești? De la Sanepid, bun, arată-mi. Ești de la reporter, arată-mi. Nu? Și mai ales că erau trei persoane. Trebuia să spui, ieșiți afară sau în fine, spuneai, da, domne, ștergeți și asta, auzi că, că domne, dacă mi-a furat, de-aia am închis în casă, că mi-a fi furat ceva. Știi ce zic? Deci cam asta e toată treaba. Să-ți fie rușine, Diana Șoșoacă, într-o țară civilizată, femeia asta nu mai avea ce căuta în viața publică. Da? Și de ce a intervenit primul ministru și așa? Păi a intervenit că ea e și senator de profesie, bă, nene. Senatul României nu este cea pe Siliștea. Da? Sau IASP Cineagă. În fine, nici alea nu mai există. Dar vreau să spun, e senatul României. Parlamentul român, senat, dar totuși reprezint statul. Ai o funcție în stat, nu? Deci într-o țară civilizată erai obligată, dacă nu, în vot, dispăreai în 5 ore, da? Dacă nu-ți depuneai demisia de onoare, dispăreai din viața publică. Da? Cam asta e. La început, într-adevăr, are și calități femeia asta. Dar are niște deviații comportamentale care anulează totul. Păi sunt și eu curios până instanțe tot așa să manifestă. Nu? Că tu la pertuiști ca avocat. Nu conta că erai avocatul acuzării sau avocatul apărării. Da? Așa. Și dacă judecătorul spunea ce, tu ce făceai? Începeai să spui, bă, nenoroi, eu sunt naționalist, bă! Așa să făcea? Nu cred. Ce să zic? Eu, din punctul meu de vedere, femeia, am zis, femeia are o problemă psihică, e bine să iasă din viața. Rămâi acolo la avocatură, să rămână acolo la avocatură. Face bani gârlă. Gârlă faci. Nu mai are ce căuta în viața politică. Pentru că s-a făcut de căcat la propriu. Dar eu asta zic. Tratament, da, la memeacă, rămâi avocat și o să fie mai bine. Că te faci de tot căcatul. Și toți România care cred în tine și care girează pentru tine, chiar îi faci și pe ea de râs. Da? Nici măcar nu știu să facă, până și Simion ăla, nici măcar nu știu să facă o manifestație sau un meeting sau un protest. Hai să zicem protest, da? Anti-vacciu sau anti-brestric-briții. Știi ce zic? Ca să nu mă blocheze ăștia de pe... Da? Deci anti-viciu și anti-brebriții, da? Știi ce zic? Da? Pentru că nu sunt specializați în psihoză colectivă, da? Sau psihologia de grup. Și nici nu știu ce să... Deci ei, chiar ca amatorii, aibă să ieșim în piață să strigăm. Păi da, mă, tu zici că să ești, că există totuși, da? Rahatul ăsta. Dar tu nu ceri acolo jos, casca jos, viciu jos alea, nu. Tu ceri antidotul guvernului. Pentru că vine la jandarmul sau guvernul și spui, da, există. Uite că totul să moare. Și tu spui, a, păi te învârți în cerc, da? Păi nu ca să moare atâția, că de fapt să mai puțin, că nu. De-aia zic. Dar, încă o dată, astfel de persoane, eu dacă eram în locul ei, îmi dădeam demisia. Da? Nu mai... Sau, în fine, locul aia din Senat, din Parlament, o ejectam de acolo, băi nene.
Da? Nu poți să... Și culmea, adică nici măcar nu-și ia fapta, că aici mă deranjează. Da? Adică... Deci vă dați seama, ea a sunat la poliție după ce i-a închis pe ea în casă să spună că au intrat unii pe nefracție. Da? Și după aia când a venit poliția a început, da, cine ești tu? Arată-mi insigna. Bă, chiar atât de... Păi înseamnă că ești, dacă se spune că poate nu i-a întrebat sau nu i-a întrebat de insignă. Da? Nu i-a întrebat, băi, sau poate n-a dat importanță. Da? Păi de aici denotă faptul că ești cretină. Ori ești cretină, ori ești mitomană, da? Ori ești nebună, ori din astea există ceva. Tu care ești de profesie, hai că dacă erai, să zic, instructor de traforaj sau maestru de lăcătușerie, atelier ăsta de lăcătușerie, auto, te înțelegeam, da? Pentru că nu cunoșteai legea. Dar așa, nici măcar nu și-a luat fapta, bă, ca să știți de la mine. Da? Ce dracu să mai zic? Ea încearcă să limite, că am mai spus-o, ea încearcă să limite pe Vadim Tudor, dar nu iese. Știi ce zic? Și Vadim Tudor era un om citit, era un om inteligent, era un om naționalist. Și până și ea la fel este. Cred. Da? Totuși cu 50%, da, 50% nu. Dar totuși defectul care era că n-aveau stăpânire de sine. Până și Vadim Tudor avea, eu am și spus-o, avea o problemă psihică. Da? Acum nu vă imaginați că era schizofrenic sau... Dar totuși avea o problemă. În momentul că, mă repet, dacă vine unul și spune... Bă, fu-te în gură de dințos, îmi zice mie. Da? Eu dacă sunt un om perfect sănătos, da? Pentru că azi, dacă sunt dințos, încă vreau eu. Dacă mă deranjează, pac, 2-3 mii, mi-am pus dinți, gata. Și ce zic? Bă, nu-mi place cum arăt, ia să-mi pun eu dinți. Da? Dar dacă vine unul, tu vii și îmi spui mie, te în gură de dințos, așa, m-aș uita la tine și te-aș lăsa în pași. Bă, fi nebun om, o fi sau... La, știi, pe bune. Dar dacă aș fi un nebun, un frustrat sau așa, în fine, nebun, un om cu probleme psihice sau un până și frustrare e o problemă psihică. Așa? Normal că sar la tine. Bă, tu știi cine sunt eu, zgâții și dalea. Îți mai trag și una în gură. Deci hai să o gândim logic. Cam asta este. Și nu înțeleg cine dracu încurajează să mai stea în viața poli. În fine, ca ea mai e încă una, mai aia cervă. N-am nimic cu... Atenție, eu doar judec comportamentul lor, eu n-am nimic cu persoanele astea pentru că nu le cunosc personal, da? Dar eu judec exact comportamentul lor pe care l-am... Și cervaia la fel. Eu sunt, păi dacă ești avocat de renume, te dreacu în tribunale, vă. Sau măcar dacă organizezi un protest, organizează-l cu cap. Da? Nu pentru imagine sau pentru capital politic. Că zic eu, hai, ieșim și a 10.000 acum și urlăm jos casca, da? Sau jos viciu. Și vine guvernul și spune, păi nu, nu. Nu, nu, păi există, da? Totuși, există papirusul ăsta care mierlește lumea. Și mi-a dat și acum și tot așa și ne vârtim în ce. Nu, tati, antidotul, libertate, antidotul. Aia trebuie să ceară proștii ăștia. Da? În fine, eu zic proștii, eu mă refer la ăștia care-i conduc, ăia săracii care ies cu ei și așa. Știi ce zic? Cum le-am mai spus la mulți, bă, a ieșit lumea în țări jmechere. Da, când zic jmechere, zic din toate punctele de vedere. Și vaccinați 80% și așa, și așa. Au ieșit oameni în stradă și n-au putut face nimic. Da? Pentru că nu noi conducem jmecheria. Și dacă ieșeau 80% din populație, nu se putea face nimic. Da? Pentru că suntem sclavi de Cânhău. Au existat sclavi. Chiar dacă ai tu mașină, ai file, ai piscine și ești miliardar, tot sclavești. Până la urmă nu tu conduci și nu faci tu totul de capul tău. Da? Asta este. Ce să zic? Încă o dată, rușine Diana Șoșoacă. Și dacă eram în locul tău, mă lăsam la fund frumos. Sau măcar altceva. Îmi luam fapta. Da, domne, pe fond de stres, pentru că sunt și eu stresată, atât alerzi. Asta e. Am greșit-o, domne. Îmi cer scuze public. Na, am făcut-o. Na. Măcar de era dracu beată, mai avea o scuză. Bă, eram beată, m-am enervat repede, băgam mea și picioare, i-am închis pe aia, ce puim? Măcar, da mă, era omul beat. Ai o scuză, nu? Sau nu contează, n-ai fost beat, dar măcar ieși, ia-ți fapta. Nu-i ceri în plenul parlamentului lui Ciucă să-și dea demisia că nu ți-a respectat ție dreptul de proprietate. Păi care e drept? Adică eu te bag pe tine în casă și după aia te dau afară, închid ușa și zic că mi-ai violat domiciliul când tu ai intrat. Adică mi-ai cerut permisiunea și eu te-am băgat, da? Te-am băgat de bună voie
și nesilit de nimeni, te-am băgat în proprietatea mea, ăla-i viol de domiciliu, ăla-i pătrundere prin infracții, nu? I-a zis că e viol de domiciliu. Ce să mai, cam asta este, toate cele bune, să ne auzim cu bine și aveți, bă, grijă la toate ciupercile astea, la toți prefăcuții ăștia, la toți impostorii ăștia, inclusiv și la George Simion și la Șoșoacă, și asta tot o impostoare este și vă spun și de ce. Că mă repet, unde era, bă, când a fost scandalul cu Roșia Montană, când a fost balamucul ăla, dacă mai țineți minte? Păi stai puțin, că atunci parcă a fost pe vremea lui Năstase, nu? S-a, cu Gabriel Resources și cu compania aia din Canada, cu extracția, cu lacul de cianură. Păi ia stați, ia dați-o așa un pic cu întrebarea, ce ai făcut în ultimii 5 ani, ce ai făcut în ultimii 10 ani? Și o găsiți pe Madame Șoșoacă cu conexiuni în PSD. N-am nimic nici cu PSD-ul, nici cu... Dar vreau să spun, da? Luați-o pe Cerva și pe aia care, ia uite și pe aia, tot așa cu conexiuni. Deci de asta zic, bă, ăștia sunt niște impostori de fațadă, patriotism în sus, patriotism în jos și în spate au alte chestii la... Da? Eu aș vrea din tot sufletul să iasă Șoșoacă prim-ministru să vedem ce dracu face asta, mă. Cu tot patriotismul ești, cu tot ce vrea ea să facă. Ce face ea? Păi ca să faci, adică să se realizeze ceea ce vrea ea sau ceea ce cere ea, la fel ca și Simion, trebuie să vină cu bani de acasă, hai noroc, așa, să plătească datoriile externe ale României către, și către femei și către Banca Europeană și așa, după aceea să construiască industrie pe banii ei, așa, și după aceea odată ce ai și industrie și agricultură să-ți cauți și piață de desfacere în lumea asta, da? Doar așa se poate realiza ce vor ei, să, da, ce, pentru ce militează ei. Știi ce zic? Cam asta, despre asta e vorba. Da? Niște impostori toți care și fine asta prinde la oamenii cu, cum să zic eu, cu un coeficient de inteligență scăzut. Dar păcat. Și unde-i păcat? Că uite, bă, să face România de râs. Că avem de ăștia în funcție, persoane publice, senatori sau ce sunt, care ne fac de căcat pe noi români. Mi-a zis chiar și un irlandez. Bă, am citit, ia uite ce... Îți dai seama ce articol a făcut și italienii. Până la urmă și italienii știi cum e? Ăia-s mai ceva decât noi. Da? Mai ceva decât noi sunt italieni. Ce facem noi din țânțar armăsar, dar ce facă ea din țânțar? Da? Ia uite ăia, până în România, autoritățile nu și-au făcut treaba, ci ca sequestra, până să-i taie pe ea, să-i omoare. Zic, ce ai făcut, mă, ești nebun la cap? Da? Deci cam asta este. Ce să mai, toate cele bune, să ne auzim cu bine și, na, păcat, știi unde-i, bă, știi unde-i tragedia? Că nu avem pe cine să alegem. Bă, dar, nu, bă, dar pe nimeni, la ora actuală care e pe, în clasa asta, bă, dar pe, dacă e orice partid vrei tu, bă, unul nu este pe care să alegi. Mai urlă ăștia cu corupția, Vadim urla cu corupția, dar eu n-am auzit să spună, da, bă, hai să băgăm legea ilicitului, să ne ia pe toți, și pe tine, și pe mine, și pe ăla, și pe ăla. Care așa, hap, la pârnaie, la canal, canalul Dunăre, satul mare, da? Unu, dar ei știu să zică, ha, dacă ajung eu la putere, fac drept. Păi când l-a arestat pe Năstase, a venit Vadim și plângea, vai că nu știe, și înainte îl iau, îl spânzuri, nenorocitul, mafia, că... Da? Cam asta este. Toate cele bune.